Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod, episodul 16. Mulți dintre voi mi-ați spus pe rubrica de comentarii cum răspunde Nils la bună dimineața și cum ține o legătură așa cu el. Ei bine, Nils răspunde la salutul meu numai în momentul când mă duc dimineața la el sau după o perioadă mai lungă de timp. Deci ăsta este impactul când Nils mă vede. Pur și simplu așa comunică el cu mine, asta e reacția lui când mă vede. Acum o să mergem la el și o să comunicăm cu el. Deci eu am fost și de dimineață, mergem și apoi, am pregătit o mâncare gătită. Mergem la el și-l vedem cum reacționează. Poate cine știe, într-o zi va încerca să și vorbească, n-ai de unde să știi niciodată. Am mai văzut câini care încearcă treaba asta și le-au reușit. Astăzi vreau să fac și o poveste legată despre numele lui Nils, dar asta puțin mai încolo. Mi-a spus cineva vorbit ca de comentarii, de unde numele Nils, care-i treaba cu acest nume. Este vorba despre o poveste, o poveste frumoasă, dar momentan mergem la Nils să-i dăm o mâncare gătită. De dimineață am mâncat niște bubițe, acum am făcut un orez cu oase fierte, ceva și de pui pe acolo, paste, mai multe. Tot așa am să le combin cu bubițe, am și un ou pentru el. Mergem întâi, comunicăm, după care îi dăm să mănânce. Ce face Nils? Ce face băiatul? Nils? Ce face Nils? Nils? Nils, panii vor să te audă. Ia zi-le ceva. Ia zi tu ceva la pani. Hai zi! Mă, puturosule, după baia de ieri abia mai stai în picioare. Fanii mă întreabă cum vorbim noi. Vor să știe de la tine, zile ceva. Hai mă! Ce bagăți? Azi e puțin mai morăcănos, nu vrea. Cred că l-a obosit baia de ieri. Am urmărit el ceva, dar... cel mai bine dimineața, când mă duc la prima oră, ține discursul ăsta cu mine. Acum e și puțin mai calm, nu prea are chef. Dacă îi zic de o baie, imediat reacționează, dar nu mai vreau să-l amăgesc. Așa că intrăm la el, îi dăm să mănânce. În câteva momente o să vă povestesc misterul acestui nume Nils. De unde a venit acest nume și care este povestea lui. Am adus o supă foarte bună. O supă cu paste, am fiert niște oase, mai avem aici și ceva carne de pasăre. Totodată îi punem și niște bobițe. Deci le amestecăm aici. Îi punem și un ou. Îl băgăm crud, așa, e băcață proaspăt. Ai servit doar ou, nu? Cred că dacă bagă pasta la burtă, se vede că nu prea are chef de mâncare, l-a mâncat și de dimineață, dar un fac datoria, îi dau 3 mese dimineața la 12:00, 12:01 și seara. Hai mă, lasă-le mă, muște mă! Ți-a picat pe muște, vezi că te înțeapă asta, duci de aici, hai! Pune mâna și mănâncă! Pune mâna și mănâncă că te înțeapă! Mă! Ai o problemă! Vino mă, cu a! Nils! N-ai ce face? Lasă naiba! Te-am mușcat! Păi vezi? Dacă nu ești cu minte? Hai pune mâna și mănâncă mai repede! Nils! Nu! Pleacă, lasă viaspa! Fugi de aici așa! Fugi bă, că te înțeapă! După cum se vede, Luniz nu cred că e foame, el aleargă după muște, după albine, viespi, ce găsește el pe aici. Hai mă, hai, vino aici, hai, pune mâna și mănâncă. Nils, fiți iar viespa de râs, pune mâna și mănâncă.
Mă, îți iau mâncarea, nu lasă aici să strici. Vino aici. Am văzut că el are o problemă cu muște, cu alpine, cu tot ce zboară pe lângă castronul lui. Hai, hai să fac, hai. Uite. Uite aici cărniță, nu? Revenim puțin mai pe seara, cu și cald, nu-i nu se vede prea bine. O să mergem jos acolo unde am turnat placa aia. Stăm frumos la umbră și vă povestesc tot misterul legat de acest nume, Nils. Acum e prea cald să stau aici în căldură și să n-are rost. E o poveste nici prea lungă, nici prea scurtă, dar chiar aș vrea să o împărtășesc cu voi. Am văzut pe rubrica de comentarii că cineva a zis, da, de unde acest nume, cum ți-a venit ideea cu numele ăsta. Și trebuie oarecum să vă fac și voi o cunoștință cu această poveste, cu această întâmplare. Dar ne vedem în câteva momente. Haideți că am revenit, altceva, altă atmosferă. Cel puțin e umbră, e frumos aici. Avem un pic de răcoare. Astăzi a fost o căldură sufocantă, așa că am ales să continui acest clip după ora 6. De-abia s-a mai răcorit un pic și la noi. A fost foarte sufocant. Și acum să aducem în discuție numele lui Nils. De unde e Nils? Cine este Nils? Cine este acest personaj Nils? Ei bine, Nils este un personaj dintr-un desen animat. Este vorba de Nils Holgersson. Era un desen animat acum 25 de ani în urmă. Eram și eu copil. Am fost fascinat de acel desen animat. Mi-a plăcut extraordinar. Care pentru mine s-a terminat puțin mai trist. O să vă spun și de ce. Mai întâi de toate, haide să fac așa o descriere. Cu ce mai mi-aduc eu aminte din Nils Holgersson. Era un băiețel la țară. A făcut nu știu ce trăznăi, iar o vrăjitorie asupra lui l-a făcut un pitic mic care s-a suit pe un gâscan și a plecat în toată lumea. Ceva frumos pe timpul ăla, așa era vremurile atunci. Cei de vârsta mea cred că și-aduc aminte de acest desen animat. Mi-a plăcut toată călătoria asta lui Nils Holgersson. A fost un desen foarte frumos la vremea aia. Acum partea tristă apare când eu am urmărit toate episoadele și exact la penultimul episod, deci penultimul și ultimul episod, exact atunci mi s-a stricat televizorul, era un televizor al negru, așa erau vremurile pe atunci. Deci nu era ca acum să poți să-l vezi o reluare sau te duci frumos pe internet, intri, te uiți pe YouTube sau, mă rog, unde îl putem găsi. Deci s-a stricat televizorul, n-am mai avut unde să văd sfârșitul la desenul ăsta animat, am rămas foarte trist, m-a marcat oarecum și a rămas cu numele ăsta fixat în memorie, Nils Holgersson. Eu nu i-am mai spus și Holgersson, i-am spus decât Nils. Exact în momentul când am adus acest câine acasă, stăteam aici pe mal și mă gândeam. Atunci mă uitam la el și mă gândeam așa la un nume și ăsta a fost primul nume care mi-a venit în minte, Nils. I-am făcut o analiză așa exterioară, l-am văzut cu el cum arată, cu părul, cu fața asta a lui Blajină și am zis, ăsta e Nils. Nu o să zic Nils Holgersson, dar ăsta e Nils al meu care... Am vrut să leg oarecum povestea de acest câine. Au trecut mulți ani de atunci, poate chiar și peste 25 de ani. Așa erau acele vremuri. Deci, în principiu, cam asta a fost povestea cu numele lui Nilsache al meu. Cred că i s-a potrivit destul de bine. Și am vrut să răspund la chestia asta. M-au întrebat, am găsit, am citit mesaje pe rubrica de comentarii și m-a întrebat cineva. De unde provine numele Nils? Ce te-a făcut să-i pui acest nume? Și atunci m-am gândit, hai să fac un episod în direcția asta, legat de numele lui Nils. Mă bucur că i-am pus acest nume, văd că chiar răspunde la el. Și oarecum l-am făcut să facă parte și el din acea poveste minunată, Nils Holgersson. Dacă sunteți curioși, intrați pe YouTube, cred că găsiți Nils Holgersson. Poate vă las eu un link în descriere. Nu știu dacă mai are atâta farme cum era atunci. La momentul ăla era, pentru mine a fost o poveste fantastică. Deci mi-a plăcut, ca copil mi-a plăcut acel desen animat. Și ca să vedeți, după atâția ani, după 25 de ani, eu am rămas cu fixul ăla, cu numele ăla în cap, Nils. Unde m-a și întristat povestea, pentru că televizorul s-a stricat chiar în perioada care mai aveam să văd penultimul și ultimul episod. Deci, practic, nu știu ce a mai făcut Nils, cum a ajuns în apă, el trebuia să se întoarcă acasă, nu știu cum s-a întors, dacă s-a întors, povestiți-mi voi pe rubrica de comentarii acolo. Habar nu am, nici nu am mai intrat de curiozitate să mă uit, dar cred că îmi fac timp și urmăresc cel puțin penultimile episoade, vreau să văd așa ce a mai făcut Nils Holgersson. El trebuia să se întoarcă acasă, să rupă acea vrajă, că era un pitic mic care zbura pe un gâscan,
toată lumea asta. Foarte fascinant pentru vremea aia. Și de aici. Asta e povestea lui Nils al meu. Sper că v-a plăcut această poveste legată de numele ăsta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un share, nu uitați să dați un like. Haideți să ajutăm aceste animale. Între timp am dat un telefon la un doctor să mă duc să mai fac un consult. Am fost programat marți la ora 12 să mergem la cabinet, vedem, îi facem șotul în soare. Nu-i așa, măi, Nils? Totodată vreau să mă aduc în discuție, ca și paranteză, mâine avem și noi niște neamuri, niște musafiri. Nu cred că o să am timp să filmez cu Nils, îmi cer scuze. Și totodată trebuie să începem aici cu lucrarea. Vă dați seama, timpul e atât de scurt și practic trebuie să facem și treabă. O să postăm mă zi, da, un anul, pentru a ne putea mișca și noi să facem aceste adăposturi pentru animale, că cum vine toamna, să pune pe ploi, să strică timpul și trebuie să-i dăm bătaie să terminăm ce ne-am propus. Multă sănătate, eu sunt Cristi, el e Nils, nu e Nils Holgersson, e Nils al meu. Toate cele bune, aveți grijă de voi, urmăriți desenul animat Nils Holgersson dacă îl găsiți, o să-l caut și o să-l las link în descriere. Și ce să zic, vă iubesc, multă sănătate!